Bună ziua, dragi copii! Numele meu este Lăbuș Daniela și astăzi ne vom reaminti sunetul M și litera corespunzătoare. O vom recunoaște în silabe, cuvinte și propoziții. Vom identifica sunetul M în diferitele poziții pe care acesta îl ocupă în cuvinte. Vom învăța să scriem litera M mic de mână. Vă invit să ascultăm povestea literei M. Într-o zi, căutând prin cutiuța cu amintiri, prințesa a găsit un simbol ciudat. Era meșterit din lemn și avea niște bețișoare mai lungi și mai scurte, care se uneau între ele. Simbolul avea forma literei M. Prințesa știa acum că aceasta este litera M. Ea a căutat mai departe prin cutiuță și a mai găsit un simbol, A. Cele două simboluri au fost folosite ca model, iar prințesa a scris o silabă, MA. Prințesei i-a plăcut cum a ieșit scrisul ei, așa că a mai scris una, MA. Ea le-a alăturat pe cele două și a scris primul ei cuvânt, MAMA. Prințesa a alergat spre camera părinților ei pentru a le arăta ce a scris. Prințesa începea să învețe să scrie și descoperea zi de zi tot mai multe litere și tot mai multe cuvinte care puteau fi scrise cu literele învățate. Era o bucurie pentru ea să-și îmbogățească mereu colecția și să formeze încet alfabetul complet. Primul cuvânt scris de prințesa a fost MAMA. Vom forma și noi o propoziție folosind cuvântul MAMA. MAMA este iubitoare. Propoziția, așa cum știți, este alcătuită din cuvinte legate între ele prin înțeles. Vedem că propoziția MAMA este iubitoare este reprezentată printr-o linie continuă. Propoziția noastră este formată din trei cuvinte. MAMA este iubitoare. Vom vedem trasate trei linii reprezentând cuvintele. Să despărțim în silabe primul cuvânt, MAMA. MA, MA. Și reprezentăm silabele prin două linii. Al doilea cuvânt este. S, T. Avem trasate două linii. Și ultimul cuvânt, iubitoare, iubitoare, vedem trasate patru linii. Identificăm sunetele din cuvinte și le marcăm cu cerculețe. Observăm două cerculețe roșii în primul cuvânt, marcând prezența sunetului M. Când pronunțăm silaba MA, se aud sunetele M și A. Acum vom căuta cuvinte care să înceapă cu sunetul M. Maimuță, melc, masă, mână. Gândiți-vă voi și la alte cuvinte. Cuvinte care se termină în sunetul M. Pom, ghem, fum. Și acum să rostim câteva cuvinte care conțin sunetul M. Compot, gumă, ramă. Puteți să veniți și voi cu alte exemple. Sunetului M îi corespunde litera M. Litera M mic seamănă cu o omidă cu piciorușe. Pentru familiarizarea cu litera M mic de tipar, vreau să descoperiți câte litere M găsiți în imagine. Ați numărat? Ați găsit 20 de litere? Dacă nu, mai numărați o dată. Citim împreună și câteva cuvinte. Măr, melc, ma, ma, mor, cov, ma, și, nă, me, du, ză. Fiecare litere de tipar îi corespunde o literă de mână. Litera M mic de mână este formată din două bastonașe și o zală. Vă invit să observați în continuare scrierea ei.
Puteți încerca și voi pe caietele voastre. În încheiere, v-am pregătit o poezie dedicată mamei, pe care puteți să o memorați. Mamei, de Rada Dumitru. Sufletul mi-l însoțește, glasul mamei mele blând. Ție-ți datorez, măicuță, tot ce știu și tot ce sunt. Tu-mi luminezi, senină, drumul meu de început. Tu-mi ești, mamă dragă, soarele și al vieții scut. Vă mulțumesc!